Jurnalele RTT. Știri la fix. Informați-vă înainte de a vota la referendum pentru că ați putea susține un joc politic. Este avertismentul pro-democrația, în timp ce Coaliția pentru Familie susține că cei care vor vota da vor apăra valorile tradiționale. Până la referendum, Asociația Pro-Democrația invită cetățenii să se înscrie pentru a deveni observatori la secțiile de votare. Brașovenii sunt sfătuiți înainte de a merge să voteze la referendumul pentru redefinirea familiei din 6-7 octombrie să se informeze că ce-ar putea fi vorba despre un substrat politic fără să aibă de fapt legătură cu familia. Cetățenii, în mod normal, chiar și cei de bună credință care și-ar dori din sinceritate, din bună credință, ar duce să voteze într-un fel sau altul, de fapt ar face jocul politic al partidului de guvernământ. Care își dorește ce? Care își dorește în acest moment să iasă din tulburările pe care le-a avut în ultima perioadă cu o victorie pe care ei ar considera acest referendum, trecerea acestui referendum, ei ar considera o victorie. Coaliția pentru Familie pretinde, în schimb, că votul cetățenilor va însemna altceva. Valoarea de bază a poporului român, conform ultimului sondaj curs din octombrie 2017, este în proporție de 87% români care susțin căsătoria dintre un bărbat și femeie. Iar inițiativa noastră a fost semnată de 3 milioane de români și îndemnăm să meargă la vot, pentru că prin acest vot se va clarifica în articolul 48 din Constituție definiția căsătoriei. În prezent ea este în baza termenului de soți și prin prezența la vot se va clarifica în sensul de a fi dintr-un bărbat și o femeie. Dacă Pro-Democrația Brașov consideră că familia tradițională va avea aceleași probleme chiar dacă referendumul va trece, Coaliția pentru Familie pretinde că cei mici vor fi protejați de excesele Occidentului. Are cu adevărat foarte, foarte multe probleme în România, de la violență domestică la copii violați, la copii omorâți. Și de aceste probleme nimeni nu pare să din clasa politică nu este interesat. Dacă acest referendum va trece, îi vom pune la adăpost de modificările pe care le-am văzut că au avut deja loc în vestul Europei, parteneriatele civile, căsătoria între bărbat și bărbat, adopțiile de copii de către aceste căsătorii, modificarea manualelor școlare în sensul de a reflecta aceste realități. Înscrieri pentru a deveni observatori în secțiile de votare la referendum se fac până în 4 octombrie pe site-ul apd.ro. În funcție de numărul celor înscriși, vor fi constituite echipe de 2 persoane care vor merge în câte 10 secții de votare. Noua lege a asociațiilor de proprietari este o întoarcere în timp. Este părerea multora dintre președinții de asociații de locatari din Brașov despre legea intrată astăzi în vigoare. Oamenii spun că nu au regăsit în textul legii aproape niciuna din modificările propuse de ei. Edilii îndeamnă pe membrii asociațiilor de proprietari să studieze noile prevederi, mai ales că amenziile ajung chiar și până la 5.000 de lei. Noua lege 196/2018 a asociațiilor de proprietari a apărut în monitorul oficial pe data de 30 iulie, iar de astăzi a intrat în vigoare. Actul normativ creează și o răspundere mai mare din partea președintelui de asociație sau a membrilor comitetului. Unele dintre ele privește inclusiv sancționarea reprezentanților asociațiilor de proprietari, iar amenziile, unele sunt chiar foarte mari, sunt amenzi care sunt minim 2.500 de lei sau minim 4.000 de lei. Deci, tocmai de aceea facem un apel la reprezentanții asociațiilor de proprietari să citească și să aplice prevederile acestei legi și totodată și la membrii asociațiilor de proprietari să vadă care sunt drepturile, dar care le sunt și obligațiile. Legea este o întoarcere în timp, în opinia Federației Asociațiilor de Proprietari pe țară, mai ales că printre modificări nu se regăsesc multe din doleanțele prezentate de președinții asociațiilor de proprietari în dezbaterile care au avut loc. Împreună cu senatorii și cu deputații de Brașov am avut o întâlnire, s-au purtat discuții și de alte natură, cu centralizarea căldurii, așa cum e la Ploiești, cum e la Iași, cum e la Constanța, au fost reprezentați și de acolo. Ei, una se discută și pe urmă altele apar în mediu, în documente, în aprobări ale Parlamentului. Un exemplu de disensiuni nesoluționate în condominiu este împărțirea cheltuielilor cu liftul blocului. Am o persoană, 3 camere, în bloc majoritate. Plătesc liftul după cotă parte indivisă. Am cerut și înscris și
la parlamentari și peste tot. Nimeni nu rezolvă problema. Ori nu se plimbă apartamentul cu liftul. Oamenii. De ce să nu faci pe persoane? O altă modificare se referă la introducerea obligativității fondului derulment, prevedere despre care Federația Asociațiilor de Proprietari spune că nu va face decât să încurajeze restanțieri. Este nevoie în continuare de sânge la Brașov. Chiar dacă numărul donatorilor la Centrul Județean de Transfuzie a crescut în ultimele zile, încă este nevoie de componente sanguine. O singură pungă de sânge poate salva 3 vieți. După un apel pe o rețea de socializare, mulți brașoveni au răspuns mesajului postat de Centrul Județean de Transfuzii și au venit să doneze. Printre donatori s-au numărat în această săptămână polițiști și sportivi ai clubului Corona, ale căror campanii au crescut considerabil numărul donatorilor. Din păcate nu vin periodic și cred că ar trebui să fac chestia asta. A fost o acțiune din partea clubului Corona și toți antrenorii sportivi am decis să facem lucrul ăsta pentru cei care au nevoie. Cred că este bine și pentru organismul nostru și pentru persoanele care au nevoie de un sânge proaspăt. Din fericire, Brașovul nu se confruntă cu o criză de sânge așa cum se întâmplă în marile centre din țară. Este însă nevoie permanent de diferite componente sanguine, astfel că numărul donatorilor ar trebui să fie constant. Perioada în care a scăzut numărul de donatori a fost perioada de vară, perioada de concedii, de vacanță, în care am avut 35-40 de donatori pe zi. Nouă, pentru satisfacerea cererii de componente sanguine în totalitate, permanent, ne-ar trebui cam 60-70 de donatori pe zi. Brașovenii sunt așteptați în continuare să doneze zilnic, de luni până vineri. Programul este între 7-13-30, pentru că e nevoie de sânge permanent. Terapia transfuzională se folosește în permanentă. O pungă de sânge poate salva 3 vieți. Sângele este separat prin centrifugare și se obține un concentrat eritrocitar, plasmă și cel de-al treilea preparat, concentratul trombocitar. Sunt perioade însă când anumite componente din grupele rare și mai ales cu RH negativ se găsesc cu greu. Multe persoane vin să doneze atunci când un apropiat are nevoie de sânge. Am o problemă în familie și cineva ne-a ajutat pe noi. E un gen de... De obicei cam așa se întâmplă atunci când e un caz în familie, toți prietenii, rudele dau fugă să doneze. E nevoie ca să ajungi tu. S-ar putea la un moment dat să nu fie suficient. Ce le spuneți celor care poate nu s-au hotărât să vină măcar o dată să vadă cum e? Să vină. Să vină. De ce? Este nevoie. Poate chiar ei o să fie în situație. E un sentiment plăcut. Chiar e un sentiment plăcut să știi că poți ajuta, chiar salva viața cuiva. Mie îmi dă un sentiment foarte bun și atunci de multe ori recomand și altcuiva să vină. Pot dona persoanele care au între 18 și 60 de ani, o greutate de peste 50 de kilograme, puls regulat, tensiune arterială sistolică între 100 și 180 de milimetri coloană de mercur și care să nu fi suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale. După donare, donatorul primește o zi liberă de la muncă, reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun și alocație de hrană sub forma tichetelor de masă. Salariile angajaților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov sunt incerte până la sfârșitul anului. Consiliul Județean va trebui să găsească 3 milioane de lei pentru a putea achita lefurile celor aproximativ 1000 de persoane care lucrează la DGASPC. Cei aproape 6 milioane de lei primiți la rectificarea bugetară de la guvern sunt insuficienți. Anul acesta, aproape jumătate din banii necesari funcționării sistemului de protecție socială au fost alocați de la județ, în condițiile în care legea obligă guvernul să aloce 90% din fonduri. În fiecare an, autoritățile județene sunt nevoite să taie bani din investiții pentru a putea acoperi sumele care nu vin de la centru. În 2018, aproape jumătate din banii necesari funcționării sistemului de protecție socială din județ au fost alocați de Consiliul Județean. La ședința ordinară de joi, aleșii județeni au aprobat suplimentarea bugetului DGASPC cu o sumă de 5,9 milioane de lei, bani repartizați de la bugetul de stat. Fondurile sunt însă insuficiente, spun reprezentanții forului județean. Nu sunt suficiente, sperăm că până la sfârșitul anului să mai primim o sumă conform legii prin care guvernul trebuie să aloce 90% din funcționalitatea Direcției Copilului. După cum știți, anul acesta am făcut un efort foarte mare Consiliul Județean de a mă acoperi până la sfârșitul lunii octombrie. Cu cei 5.900.000 o să mai avem nevoie în jur de 3 milioane din calculele care le-am făcut noi până la sfârșitul anului pentru a asigura salariile angajaților de la Direcția Generală a Copilului. Situații chiar mai grele au fost raportate și în alte județe din țară.
Ambulatoriul Spitalului Județean ar putea fi dotat cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional. Consilierii județeni au aprobat joi două proiecte vizând dotarea cu echipamente medicale și aparatură a ambulatorului integrat al Spitalului Județean și aprobarea studiului de oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției. Facem în așa fel încât pe fiecare dintre unitățile medicale să putem aplica și în felul acesta pregătim toate documentele care țin de partea de eligibilitate, să le aprobăm în așa fel încât să putem să trecem de această primă etapă de criteriile de eligibilitate și ulterior să putem fi evaluați din punct de vedere tehnic și economic pentru a putea să obținem finanțare și pentru acest spital. Valoarea proiectului este de aproximativ 11 milioane de lei, bani din care vor fi cumpărate peste 160 de echipamente și aparatură medicală. Pe lista obiectelor de investiții se numără un computer tomograf, o unitate dentară, ecografe, analizatoare și defibrilatoare, dar și mese și scaune speciale pentru diferitele cabinete. În plus, în proiect este prevăzută și achiziționarea a două platforme elevatoare pentru persoanele cu dizabilități. Un secol de artă brașoveană rezumat într-o nouă expoziție la Muzeul de Artă. Expoziția prezintă în câteva zeci de lucrări evoluția picturii și a fotografiei în secolul XIX și începutul secolului XX, perioadă de tranziție spre modernitate. Expoziția Un secol de artă brașoveană 1815-1918 se înscrie într-o serie de prezentare a evoluției artei, din care până acum au mai fost prezentate arta interbelică și arta postbelică. Este un alt centenar, centenarul care conduce la Marea Unire. Ne-am axat în această expoziție pe prezentarea evoluției spre modernitate a artei brașovene și a Centrului Artistic Brașovean. Și coincide exact cu această perioadă, 1815-1918, această perioadă de tranziție. Sunt 53 de lucrări de pictură, grafică și sculptură provenite din Muzeul Brașovean, Muzeul Național de Art al României, Muzeul Național Brucăntal, Muzeul Național Secuiesc Sfântul Gheorghe, Muzeul Municipiului București și Muzeul Casei Mureșenilor Brașov, dar și din colecții particulare. Expoziția este dominată de autoportrete. Dacă sunteți puțin mai atenți, domână portretul, fiindcă în secolul respectiv cel mai important dintre picturi era portretul. Toți vroiau să apară cumva. De-abia atunci a apărut și fotografia, concurența. În expoziție sunt prezentate și fotografii, căci din această perioadă fotografii încep să devină artiști. Este important că în această expoziție sunt prezenți și fotografii brașoveni, pentru că într-un fel li se face se repară o nedreptate istorică. Ei n-au fost de la bun început considerați artiști, dar după apariția unui atelier de fotografie cu adevărat important, atelierul lui Leopold Adler, această fotografii devin și ei artiști recunoscuți în oraș. Expoziția va fi deschisă până în 11 noiembrie.